Ce ați avut azi ședință? Nu, ședința în comisiile de specialitate, numai cât am ieșit de la ședință, dar au plecat deranjați tare, inclusiv Lilic Ileana, e așa de tare s-a deranjat cum aș de agrafa mea din cap, deci ne-am pus agrafa roșie în cap, că se uite la mine consilierul Cobzari Ștefan, eu așa m-am uitat la dânsa, dar invidia era tare mare. Deci e mai degrabă Deci, gelozie, nu invidie. mă scuzați, dacă n-am fost gelozie, dar nici n-am luat seama. Ei, poate ea mă urmăre pe mine și ne uită la mine, și fine. Și mie, ea, nu zic să mă feresc din calea ei, că zic că ea e cu devieri de Mușcă. sănătate. Dar i-au rămas și în Consiliul nou, da? Da. De la și Și partid. dar comuniști, eu stac din gură că să aș pe mine mă vota 3 oameni în cruce. Și eu am zis, pe mine mai leac mai mulți mă vota. În fine, Mai mult ca deci... data trecută, îmi pare că nu? Da, desigur mai mulți, da. Dar vreau să vă spun despre ceea ce s-a dezbătut astăzi în comisii, despre ordine de zi a ședinței Consiliului care este fixat pentru 1 aprilie. Ar trebui să vină cetățenii la această ședință de dare de seamă, acolo unde vor lua cuvântul șefa Casei de Cultură din satul Burlacu, șefa Căminului Cultural din Spicoasa, care îi se plătește 31.000 de lei rotari ana, care absolut nimic nu face acolo, doar numai că ține cheile pentru acel cămin cultural, îl închide și deschide. Aici la noi la Burlacu încă ceva mai reorganizează, dar singură nu organizează deci Florea Corina activități, bibliotecara Damaschin Liliana, care nu organizează activități în cadrul bibliotecii, doar că filmează măsurile de la grădiniță, de la școală, când se organizează în cadrul școlii grădinițe, ea se duce și doar filmează, le postează și deci iată, cam asta este și dar cam când îți o chemat deranja. atunci ambulanța, nu era o clacă făcută la Casa de Cultură? Era o clacă Păi și făcută, nu e doar evenimentul organizat de ea? nu de ea, este de către șefa Casei de Cultură. Păi asta zic, de Casa de Cultură, că zici că tot nu face. Acela a fost unul. Deci eu văd în alte... Nu, că nu mult ea nu face. Ea face, nu atâtea cât fac în alte localități, acolo unde este încălzită Casa de Cultură și unde este reparată. Eu la asta zic. În Spicoasa, acolo nu se organizează așa cum se adică cu ajutorul La ea mine mai tot. satul e mare și iată pe 27 martie o sărbat ziua internațională a teatrului ca un club, un fel Nu, de am văzut. teatru amator. Am Dacă satul e văzut. mare sunt mai mulți oameni, dacă satul e mic ce-ți cer de la un sat mic? Cântă cu coșești, bucurați-vă de liniște. Da, de liniște, ei au zis că pleacă toți consilierii și pleacă inclusiv și primarul și o să rămână primăria doar cu mine. Așa de revoltați consilierii, zic, măi... Păi poate ia duci capul pe actuala guvernare să facă o reformă administrativă, măcar acum am mandatul ăsta și data următoare, data viitoare, să aveți primărie cu mai multe sate din prejur, ca fi la Burlacu, ca fi la satul vecin, dar să nu aveți 5 primării, să fie una. Da, eu sunt chiar pentru amalgamarea primăriilor. Pentru că eu mă uit și cheltuielile și la noi sunt, Oleg. Deci primarul în această ședință, în ședința din comisie, a solicitat, în urma reviziei, s-a constatat că el a consumat pentru un automobil. Deci în foile de consum sau deplasare sau în... Ciof, cum îi spune limba română? Nu El contează includea... în acte, da. Da, în acte el includea 8 litri de motorină, de combustibil, pe când, acum după revizii, s-a constatat că el cu mașina Dacia Logan trebuie să consume, adică este prevăzut, să consumi perioada de vară 9 litri și ceva de motori, de benzină, da, de combustibil, dar pentru perioada de vară
10 litri și Iarna mai 60. scump, nu, iarna e mai scump decât De vara. iarnă, de iarnă, da, de iarnă Dar mai cine scump, o pe 10 stabilește? Există așa normă? Eu știu că Loganul consumă mult mai puțin de 8 chiar. Câți ani are litri. mașina? Din 2013, pretins, A, are nu, vreo din 10 ani. 2010, a 14-lea an. Deci, din câte el a dat citire unui act care a fost eliberat de către inspecția financiară. Și tot după ședința aceasta, deci primarul s-a plâns consilierilor că el a plătit 1000 de lei inclusiv și pentru grădiniță, instituția preșcolară pentru grădiniță, pentru că acolo nu este, deci, o persoană care împuternicită de faptul care ducă evidența cu ce fel de apă se alimentează grădinița. Deoarece noi în localitate nu avem întreprindere municipală care să poarte responsabilitatea despre calitatea apei și toți parametrii care sunt prevăzuți pentru, adică prin faptul că localitatea XY este Ce fel de alimentată cu apă. funcție asta? E prevăzut așa? Are omul laborator? Cum măsoară el calitatea apei? Bagă de aici, o gustă, ce-i face? Deci așa din câte eu am Și înțeles, cum o mie nu, de lei? De el o buzunarul măsoară. lui sau onorare sau probe de laborator sau ce înseamnă? Ce-o făcut? Responsabil, cetățean sau angajat care ar fi responsabil despre, așa din câte eu am înțeles, că era mare ceartă, mare gălăgie și pretins că primarul a plătit foarte multe amenzi, inclusiv și pentru la acest capitol. Și deci indignarea tare mare a fost din partea consilierei de la comuniști Ileana Lilică, că până la urmă așa de tare sunt dârjit ea așa la mine, că să mă feresc din calea ei, că ea să mă trântește și mă chisează și N-a că învățat eu din experiența primarului și a secretarei și a muncitorului celuia care vroia să pună mâna pe țâță. Vrea și ea amenză și dosar penal, da? da, adică ea, adică neliniștită în orice caz a plecat și a zis că eu am pălit-o cu geanta, așa cum are cu cuie și de la pălitura mea cu geanta, ea îi strage o boală cronică. De când am pălit-o, nu știu, poate i s-o năzărit. Și aș vrea să vă mai spun că da, într-adevăr, totuși primarul s-a plâns pentru amenziile care le-a achitat, deși eu undeva zic că mi este cam mil, îmi este jale că el achită, doar de ce achită amenziile? Din faptul că el încalcă legislația. Asta și i-am zis, nu încălcați legislația și punct. Atât Deci cât el el nu mie se... ce e de lei pentru grădiniță, probabil tot amendă o dat-o, că n-o Da, verificat a dat. calitatea apei. Eu credeam Da. că o dat la un om ca să caute. Pff, cum naiba să Nu, cauți? Acolo trebuie nu, nu. laboratoare, trebuie probe, din când în când, periodic probabil să verifică Păi calitatea dacă apei. Cei de la Sanepid au fost și deci ei au cunoscut, știau cum pretind sunt niște reguli, niște regulamente de care primăria, dacă are o instituție preșcolară, trebuia să știe, așa bănuiesc eu, trebuia să știe chiar ce ar trebui să aibă o grădiniță sau câți, doamne, nu angajați sau responsabili de XY. Și deci tot astăzi vă spuneam că deci cererea și privind sancționarea disciplinară a Secretarii. secretarii a fost în comisie respinsă, deoarece membrii comisiei au zis că eu vin în fiecare zi la primărie și că deci de acolo Și eu am este vreo înaintat. lege care interzice, care limitează venirea la primărie? Odată la câte zile trebuie? Păi iată, nu știu la câte și plus la asta, vedeți, tot în acest context, primarul a înaintat o cerere ca să fie instalată în primărie o cameră de luat vederi, ca să vadă de câte ori vin eu, ce fac eu la primărie. Deci camera de luat vederi care costă 4.000 de lei.
una doar, sau deja propuneau să fie și instalat și la etajul 2, în camera, deci în sala de ședințe. Serioasă treabă, deci vedeți că iată unde banii se cheltuie. Când eu am zis, oameni buni, instalați camere de vedere acolo unde cad, unde riscă să cadă răposații din unitatea de transport dacă se deplasează cu, dacă îl transportă cu unitatea de Da, și aici transport la sau. primărie, ia uitați-vă cum arată trotuarul ăsta, asfaltul, cred că e din timp sovietic, nu a mai fost schimbat. Și primarul poate să împiedice aici, și Lilică poate să împiedice să-și spargă capul și să dea vina pe Tamara Rotaru, că i-a dat cu geanta în cap. Păi da, vedeți, iată, rampă nu este. Rampă Și nu rampă de este. acces nu aveți, Nu este. instituție publică, de interes pentru toată lumea. Nu este. Și de ce vă zic că e. Și Dar ei au sunteți. alte priorități. Mâine păi mâine o să ceară bani din buget pentru spray-uri, nu? Spray-uri din astea, lacrimogene. Da, și-au Ca spus să că ghinea apere nu de poate. cetățenii insistenți, curioși, care deranjează cu întrebări. Ghinii au făcut, deci au ajuns până la așa propunerea că dacă era să fie lacrimogen, avea să aibă și ea secretara. Deci. Păi eu sunt convins că a avut, dar nu a avut minte să plângă. Și Eu deci, de cred că evident. o plâns, dar nu s-o plâns. Știa că ea e Evident. vinovată. O plâns să zău ce e mult. Și se vede doar cum spraiul zboară Dacă e spațiu prin ochi. închis, normal că o plâns toată ziua aceea. Și ea și colegii de primărie. Dar ce o să spună? De unde o să spună? Normal N-ar că nu o să spune. plângă. O înțeles lecția că nu se dă în spațiu închis. Și până la urmă, dar să vedeți cum că acolo era și Cobzar Ștefan, Nanu, Nașu, așa și soțul care deodată de mintanie i-a spus, Demin Gheorghe, te abții. Până la urmă și el s-a expus. Ești dacă mai era acolo încă Rodi. Oricum, Demin, of, doamne, Lilica, Ileana spune că ea sunt de răspuns la această întrebare, deși eu am înaintat, 1, 2, 3. Dar de ce Oricum, n-ai deci. filmat? De ce n-ai făcut live? Că Dar tot sunt asta publice este. și ședințele de comisii, nu numai ședințele de plen. Eu am înregistrarea audio, adică Măcar nu, așa. ei știu că eu înregistrez. Ei, oricum eu pot să înregistrez orice discuție pe care o întrețin cu oricine. Ei știu lumea în sat că eu nu am temere pentru că eu ceea ce spun, eu realizez și sunt conștientă de ceea ce spun. Da, eu solicit ca să fie respectată legea. Da, eu solicit ca banii publici să nu fie irosiți. Banii publici să fie îndreptați direct acolo unde trebuie. Da, eu solicit ca acei pomi sau nu pomi sau puieți trebuiau deja să fie plantați. Da, iată, poate eu leac mai diferit decât alții, dar eu pot spune că sunt diferită prin felul meu de existență, de nu știu cum să zic, dar nu până în cazul ca să abuzez, să lovesc, iată cum așa de s-a schimbat tare la față, Lilica, că eu zic că hai, lasă să dea pe trepte, ghinișor, să nu cumva să-i se amețească capul, scadă, să zic că eu am lovit-o. Deci, iată, cam în așa mod s-au desfășurat lucru, s-a desfășurat lucru în comisiile de specialitate. Mare, nu știu, Dar nu. interesant de ce se fac în zi de lucru, la ore de lucru, toți ceilalți membri ai Consiliului, doar nu-s pensionari ca matar, trebuie să fie la lucru la ora asta, nu? Ei Este lege prin care. scutiți, au Nu. voie să lipsească de la lucru cu așa motiv? Este lege, pentru că ieri a fost la Consiliul Municipal ședința și era ședința fixată de la ora 10, dar azi a fost a Consiliului Raional ședința și tot așa e. Se admite de fixat la ore, De dar n-au lucru. fost 2 membri sau 3 membri ai Consiliului, n-au fost la ședința de astăzi și din acest motiv se vor convoca luni înainte de ora 15:30 în comisie ca să analizeze, să dezbate problema dată, inclusiv camerele de luat vederi, că asta e prioritar, să instalezi camerele de luat vederi în primărie. Dar ce altă comisie? Una care n-avea quorum? Da, Comisia Economică și Economie și Buget. N-au fost 2 membri, pare mi se. Și e cam așa.
Bine, măcar o să avem transparență. În caz de să mai întâmplă ceva, incidente, ai să ai și mata acces la probe video, dacă n-ai reușit să filmezi mata. Nu, cred că nu, dar este anunțat chiar însăși prin decizia, prin ăsta, uitați, cei ce-i Poate o să publicat. transmită live și ședințele de consiliu. Și Da, ele sunt publicate. sincrofiile și sfințările ce o să mai aibă pe acolo. Ei, sfințirile le-au făcut ei așa, ea că de asta nu se plânge primarul. Apropo, primarul se plânge, ea că m-a chemat la poliție că să-mi pună încă amendă. Da, de atâta că mă ta mai mințit prima dată, ai spus că plopii au luat Union Fenosa, ca după Union Fenosa spune că zici, noi nici nu ne-am... De ce nu ne-ați spus deodată că plopii, iată, i-au luat, n-ați indicat, n-ați răspuns prin acel răspuns, că i-au luat X, Y, dar mă ta spui că i-au luat Union Fenosa, cum asta, dar... De ce nu ne-ați răspuns corect? Cum puteți să mă mințiți? Pietă, e o logică. Până la urma urmei, de asta mi-este și milă, mi-este și jale. Dar de ce m-ai mințit? Iată, dacă zic de ce m-ai mințit, deja nu mi-este milă. Doar am dat o cerere, am întrebat. Sunt niște bani, sunt niște plopi. Fie ei erau nu atât de calitate, zis erau ei ca, au ajuns ca zgură, că nu erau lemn mare, lemn puternic, lemn, și deci l-au pus pe colea țață să plătească, din câte am înțeles, din răspunsul, care era cu boala agravată, era el la o săptămână sau la două decedat, omul avea chiar probleme grave, care el mă sună și îmi spune, doamnă Tamara, iată, m-a sunat Vaniu și eu să plătesc, pentru ce să plătesc? Eu nici singur n-am știut pentru ce acel om a plătit, sincer. Pentru că ei fac sindrofii până la într-un târziu aici, la etajul 2. Asta e tot normal. Iată, pentru că eu vin în fiecare zi. Dar poate nu ar mai face sindrofii dacă spună camerele de luat vedere. Sau să le transmit în direct, să bucure tot satul, că tot satul i-a votat. Da. Dar apropo, dar nu am nimic eu cu ei, pentru că, da, lor nu le place până acum au făcut ce au vrut, unde au vrut să o dus, de câte ori au vrut la cahul de ori s-o dus. Secretara dansa pe la o martie, le-a dus primarul, din câte am înțeles, la un local și ele au fotografii cu mâna pe sus și dansează cu astea, cu agentul cadastral. Că, încă ce am mai spus? Că, deci, iată, unica dorința mea, ca eu să o dau afară pe dimineața, după aceea primarul, după aceea agentul cadastral și după să fie eliberată de funcție asta infirmiera care și-o cea m-a lovit. Deci ei se consideră corecți, nevinoviți, eu sunt cea vinovată care vin la primărie și dacă văd ilegalități, eu sunt vinovată. La următoarele alegeri, probabil după comasare, mulți o să rămână fără de lucru, o să trebuiască să se reprofileze, să apuce de crescut pătrunjel. Lăsat este de lucru, dar nu mă ăsta e, dar vă zic, iată cam așa ilegalități. Faptul că ei nici nu recunosc, dar măcar să-și ceară scuze. Nu vreau să mă întorc înapoi la cazul secretarii, care ea nu știe, pot eu, accept eu mirosurile, eu nici ochii nu-i vopsesc. Iată, nu trebuie să-și dea scuze și să se aproape de față, cum Să spunem, justifice, să... da, măcar scuze trebuia să-și ceară. Și tot ei sunt drepți, ei sunt corecți. Da, pretins dacă eu am zis că miroase, dar eu am zis că miroase a plastic, eu n-am zis că miroase a nu știu ce. Și ea dă nas ia în ochi, ținând, știind că eu am mai depus plângeri pe ei, că nu ne-au dat răspuns. Și poftim, iată, asta e tot rezultatul. Of, prea mult am vorbit, luni ședința va fi în direct. La primărie, în sala de ședință de sus, da? Da, desigur.